Salutare, salutare, sunt Cristi Miculescu, sunt Kid Motan. Suntem acum în aeroportul din București. Ne pregătim pentru plecarea în Nepal. Vom avea escala în Istanbul, unde vom sta un pic, după care urmează o noapte lungă și mâine în jur de 12, ne întâlnim cu ghidul local în Kathmandu. Vom sta acolo o noapte și pe 4, practic, vom pleca către Lucla, aeroportul din Lucla, de unde începe efectiv expediția noastră spre Everest Base Camp și Island Peak. Am ceva emoții, pentru că, deși sunt pregătit din punct de vedere fizic, am și alimentele necesare și cam tot ce mi s-a recomandat să am la mine. Totuși vorbim la un vârf de peste 6.000 de metri și nu știi niciodată când și cum reacționează corpul tău, mai ales din cauza aclimatizării. Clar am emoții, dar vă aștept să împărtășesc cu voi imaginile, obiceiurile și tot ce vom întâlni în Himalaya. Stați alături de mine, căutați pe Google spre vârf, atât pe YouTube, pe Facebook, pe TikTok, peste tot mă găsiți, Cristi Minculescu spre vârf. Este o expediție și de-abia aștept să înceapă. Le mulțumesc și prietenilor mei de la Observatorul Prahovean, pentru că prin intermediul lor veți putea afla tot ce mișcă, tot ce fac în Himalaya. Vor transmite filmulețe, poze și comentarii și mai mult decât voi pune eu pe rețelele de socializare. De asemenea, mulțumesc și prietenului de la Picard, care cu ajutorul lui veți avea ocazia să cumpărați fel de fel de vederi și alte căni, diverse chestii personalizate cu imagine din Himalaya. Stați alături de mine și fiți tot timpul spre vârf. Ne vedem tot timpul pe munte.